Mult discutatul ziar scos de către primăria Ploiești ar putea să nu mai consume bani de la bugetul local. După ce inițial, prin hotărârea Consiliului Local, se alocaseră 300.000 de lei pentru un an de apariție, primarul Andrei Volosevici a anunțat astăzi că a găsit o soluție pentru a nu mai cheltui această sumă. O companie care să sponsorizeze ziarul, evident, contra publicitate. Edilul șef a declarat astfel că săptămâna viitoare va avea o întâlnire cu misteriosul sponsor și pe baza unui protocol încheiat cu acesta va ieși ziarul în aceste condiții. Ziarul administrației locale va fi o publicație lunară gratuită cu un tiraj de 80.000 de exemplare cu toate cele 18 pagini color.